datorită dumneavoastră, datorită acestui proiect, noi reușim să lăsăm urmașilor noștri, nepoților, strămoșilor noștri, ceea ce are mai de preț poporul român, tradiția noastră populară. Să știți că fiecare dintre dumneavoastră ați scris istorie pentru faptul că fiecare, o strigătură, un cântecel, un colind, l-ați prezentat în cadrul acestui proiect, un proiect care rămâne scris. În urma acestui proiect s-a realizat un filmuleț, un material video, care va rămâne în arhiva centrului și a institutului, care va rămâne pentru nepoții și strănepoții noștri o flacără bine. În urma acestui proiect s-a realizat și o broșurică. Această broșurică intitulată Cântece din Țara Oltului, un material scris, care, din nou, pot să spun, va rămâne pentru eternitate. Este un proiect foarte important, deși foarte multă lume o să spună, mi-am fi dorit spectacole, mi-am fi dorit festivaluri. Sigur, și promovarea se face prin aceste spectacole și festivaluri. Însă dacă materialul nu este cercetat și conservat și materialul nu rămâne arhivat, noi nu vom avea niciodată ce să lăsăm urmașilor noștri. Și încă o dată, pentru acest lucru pe care dumneavoastră l-ați făcut, vreau să vă mulțumesc din suflet și mă închid în casă.